Salutare frumoșilor, Cristian Chifoi sunt. Sincer, nu știu cine nu ar vrea să înceapă o afacere cu doar 1500 de lei, mai ales că toată lumea spune că dacă vrei să faci mulți bani, trebuie să bagi mulți bani în ceva. Pentru că am fost foarte dur cu voi în clipurile anterioare și v-am zis mereu să dați una la butonul de like și toată lumea mi-a spus că și-a spart telefonul și că a avut numai probleme cu telefonul, după aceea am zis să luăm butonul de like mai încet și să îl mângâiem. Uite așa. Uitați așa. Ție îți plac hainele? Mie îmi plac. Și mi-au plăcut foarte, foarte mult de când eram adolescent. Și vroiam și îmi plăcea de fapt să port haine de firmă, deși trăiam într-o familie mediocră și nu mi le permiteam, bineînțeles. Întotdeauna mi-am dorit sau am visat să am propria mea linie de haine. Las că mă fac mare și să-mi fac propria linie de haine, ca să nu mai stau să depind de hainele astea scumpe. Mi le fac eu de calitate, le fac și scumpe și le dau și la vânzare. Bineînțeles că nu s-a întâmplat chestia asta, însă mai aveam pe cineva, o cunoștință care a vrut să facă chestia asta și bineînțeles că a început să o facă. Dar în adolescență, pentru că nu am avut posibilități să-mi cumpăr hainele astea scumpe, Nike, Reebok, Adidas, mă rog ce se purta pe atunci era la modă, am găsit un site în America, prin cineva, am putut să dau comenzi, să iau lichidări de stocuri, mult mai ieftin și să le dau mai scump către prieteni. Așa că astăzi avem un invitat special care și-a lansat o linie micuță de hăinuțe, da? Și culmea este chiar sormen. S-a apucat cam de un an de zile, deci nu are experiență foarte mare, însă începutul ăsta fresh poate fi foarte benefic pentru voi ca și informație. A început cu, o să vedeți cu ce, când începem interviul. Dar până la interviu, câteva chestii despre ea, foarte, foarte pe scurt, că v-am zis, nu-mi place să plictisesc pe nimeni și nici să ocup foarte mult timp. Miruna o cheamă, a terminat facultatea de psihologie și lucrează cu noi încă de când am început prima cașcarabete de la Costinești. Cu cafenea, în care am vândut în prima vară cafele. Făceam cafele pentru oameni. Și ea și soțul ei actual. Atunci erau doar împreună, erau prieteni iubiți și bineînțeles cumnatul meu actual. Și în prezent ea se ocupă de tot departamentul financiar din firma noastră pentru că mie nu mi-a plăcut și cineva trebuia să facă toată treaba aia și să se descurce, să fie organizat, mai organizat decât mine. Dar asta este o altă discuție pentru vremuri nepandemice. Cu toate că avea extrem de multă treabă, atunci când a venit pandemia, acum vreun an de zile, a început să aibă puțin timp liber și să vadă, ok, îmi pot crea ceva din pasiunea mea, care erau, bineînțeles, hainele. Și a început cu un singur produs, o piesă mai interesantă vestimentară, pe care n-am mai văzut-o pe piață în alte părți, sincer. Aviz celor care au prietene și vor să le ofere ceva interesant. Și câteva detalii scurte despre ce relație am avut noi, frate și soră. Noi nu am fost apropiați deloc în trecut, sunt 9 ani diferență între noi. De fiecare dată când eram mic și trebuia să ies afară să mă joc cu băieții, maica mea o pasa, ia și căruciorul cu sorta și plimbo. Puteți să ghiciți ce am făcut? Cum ieșeam afară și prindeam gașca de fete prietenele noastre, luați-o și plimbați-o. Erau toate, da, și mă duceam și jucam fotbal. Dar tăceți din gură. La maturitate însă ne-am apropiat foarte mult pentru că ne-am maturizat amândoi, bineînțeles. Și sunt foarte mândru de ea și apreciez modul cum evoluează pentru că la 24 de ani cât are, față de mine la 24 de ani este diferență mare. Eu atunci eram ocupat cu petrecerile, cu drogurile, cu alcoolul. Nu are sens să mă feresc, adică ați văzut și clipul în care v-am prezentat ce făceam în facultate și nu mi-e frică să mă ascund. Îmi place să o zic plain and simple, poate reprezintă un wake-up call pentru unii dintre voi. Am pierdut foarte mult timp atunci, dar la fel asta este o altă discuție. Pentru că nu e niciodată prea târziu să te oprești din mediul ăsta toxic în care activezi acum, nu e niciodată prea târziu să te oprești din băgat la păcănele sau mers la pariuri și poți oricând să te oprești și să te focusezi pe un domeniu care pur și simplu îți stârnește interesul, mă. Așa că fără alte adăugări, vă prezint pe sora mea Miruna, de care sunt foarte, foarte mândru. Bună, Miru, ți-am făcut introducerea până acum, așa că hai să vedem și din punctul tău de vedere. De un an de zile de când te-ai apucat, cum a fost până acum, da? Și avem o primă întrebare. Care a fost primul tău produs și care a fost investiția inițială în afacerea asta? Da, inițial, bine, acum un an când m-am apucat de proiect, aveam în cap să dezvolt o linie de produse din prima, adică nu un singur produs. Și, na, planurile s-au schimbat pe parcurs pentru că am început cu un atelier de creație pentru că o cunoșteam pe tipa de acolo. Deci nu ai investit tu în el, te-ai folosit de cineva care avea atelier. Exact, exact. Câți bani ai investit prima și prima dată? Cu câți bani te-ai apucat? Prima dată am investit 1500 de lei în materiale pe care m-am dus eu să le iau de la București, pentru că așa m-a sfătuit. Și ulterior le-am dus la ea, am început să facem producția de modele. Doar că a durat aproximativ 2 luni. Și până să stabilești care e modelul, băi, ăsta e modelul, trebuie să-l vindem pe ăsta sau să încercăm să-l vindem. Da. Problema a fost că nu ne-am înțeles cumva, nu am rezonat una cu alta, probabil nu vreau să mănânc ce nu trebuie despre
alte persoane pentru că a fost vina mea. Mi-am asumat eu, da, mi-am asumat eu vina pentru tot parcursul ăsta pentru că întotdeauna alegerile stau la noi. Și totul se întâmplă în funcție de alegerile noastre. Și atunci mi-am dat seama că faptul că a durat mult și până le-am gândit și până am început să punem în practică a fost una, dar ulterior, după ce am stabilit primele modele, a durat la fel de mult. Deci ai început practic cu 1500 de lei, ai găsit pe cineva care se pricepe, deci nu a trebuit să fii tu croitorul, da? Da. Și te-ai dus să lucrezi cu persoana respectivă. După aia ai făcut, na, produsul avea un cost de producție, trecem după aia la capitol. Ok, a doua întrebare, pentru că da, ai început cu 1500 de lei, apoi cu cât practic produceai un produs și cu cât îl vindeai ca să obții o profitabilitate? Care era diferența? Păi, mâna de lucru pe primul produs, produsul de la început, era undeva la 50 de lei. Mâna de lucru, doar manopera. Doar mâna de lucru, da. Și materiale? Materialele, 2 metri de material, 28 de lei pe metru, undeva la 60 de lei cu aproximație și cu pierderi și cu toate cele. Deci 110 lei te costa să produci. Inițial, da, dar nu mai pui la calcul și împachetarea, cutia, folia. Păi pune și pe aia la calcul. Cu totul undeva la 125 de lei. Cost de producție. Cost de producție, da. Iar... Și tu cu cât vindeai? Păi în prima lună am avut reducere la produs de la 249 la 149. Deci tu practic produceai cu 125 de lei și îl vindeai cu 150 de lei, corect? Da, și... Și acum trecem, hai zi. De la 125 de lei până la 149 mă mai costa și transportul. Deci adică... tu practic aveai tu shipping-ul? Da. La tine. Exact, deci tu practic exact. Nu făceai niciun ban. Nu făceam niciun ban, ca să nu mai spun că la un moment dat am vândut o rochie cuiva care stătea într-un sat unde se percepeau kilometri în plus și am plătit undeva la 70 de lei pe transport, adică... Ai învățat. Păi asta era, exact asta era următoarea întrebare. Cum ai găsit clienții și cum ți-ai făcut marketingul? Deci practic asta a fost o strategie de marketing, da. La început. Băi, cam atar trebuie să coste, că să calculezi costul de producție și după aia, ca să mergi la profitabilitate, trebuie să zici, ok, la cât pot să pun preț de vânzare, ca să poți după aia să faci niște profit și să reinvestezi, să crezi exact. Mai multe, nu? Exact, și tu nu făceai profit deloc. Okay. Nu făceam deloc, da. Deci care a fost strategia de marketing pe lângă asta? Păi am început cu TikTok-ul, pentru că de anul trecut am început să cresc foarte mult brandul personal în social media și pe Instagram și pe TikTok. Și cumva ăsta a fost și scopul, pentru că mă gândeam că la un moment dat o să am o idee, o să am ceva pentru ceva al meu, ceva de promovat. Și faptul că am crescut în social media eu pe plan personal cumva, oamenii mă cunosc și au încredere în mine, automat în momentul în care voi avea produsul meu gata, produsul finit, o să pot să îl prezint tot lor și cu siguranță de acolo o să poți să monetizezi. Deci practic te-ai focusat să-ți crești brandul. Exact. Și brandul apoi să monetizeze. Exact. Deci nu cu strategie. Exact. Marketingul și brandingul sunt două lucruri diferite, am mai vorbit chestiile astea în vlogurile noastre. Da. Și practic ai bazat mai mult pe branding decât pe marketing. Și faza cu marketingul a fost exact strategia aia. Ok, îmi elimin eu profitabilitate ca să pot să livrez clienților valoare. Că despre asta e vorba, nu o bluză, ci valoarea pe care o oferi. Exact. Cel mai important a fost să port eu produsul. Așa l-am și promovat, adică l-am purtat în filmulețe, în poze, le-am arătat oamenilor cum se poartă, etc. Și de acolo au început să vină mai întâi de toate întrebări, după care mi-am creat pagina de Instagram separat pentru business, adică nici măcar nu era de la început. Deci tu nu ai creat un produs pur și simplu că ai vrut să faci bani cu el? Nu. Ai creat un produs care ție îți place exact. Și îl porți exact. Ca după aia să poți să-l promovezi. Exact, da. Ok, câte produse ai în prezent și cât profit faci din ele în medie lunar? Și ce faci cu profitul ăla? E cam tricky întrebarea, dar lumea vrea răspunsuri. Nu fac eu regulile. Da, în momentul de față am 4 produse, mai am 2 depozat săptămâna asta și mai urmează să iasă și alte modele. Dar finit în momentul ăsta sunt 4 produse care sunt și pe site și... Deci un an mai târziu, de la un produs ai trecut la 4. Da. Profitul depinde de fiecare produs. La o bluză, de exemplu, mă costă mâna de lucru și cu materiale și cu toate cele aproximativ undeva la 90 de lei. Poți să dai un procentaj, un profit mediu pe lună? În procentaj. Să zic un 35%, pentru că sunt multe pierderi. În mod normal, profitul ar fi mult mai mare de atât, pentru că cumva la haine e altă treabă și odată ce folosești materiale de calitate... Ai reușit să scazi costurile de producție? Exact. Da, am reușit. Între timp? Exact. Vine și asta.
pe măsură ce înaintezi în business, vine și asta cu da, pentru că în momentul în care ai flux mai mare, automat poți să comanzi cantități mai mari de materiale și atunci scad și prețurile și plus și manopera. Și manopera și găsești și furnizori noi pe măsură ce înaintezi. Sunt care chiar te contactează prin social media să-ți propună oferte. Oferte mai bune decât ceea ce deci, ai tu poate. Profitabilitate 35% frumoșilor înseamnă enorm. Enorm. Noi la cafenea avem 20%, Starbucks are 20% profitabilitate, ca să înțelegeți. Ei, dacă mergeți, de exemplu, pe Bershka, Zara, Pull&Bear, ăștia produc un tricou de ăla cu un leu, ceva de genul. Da. Pentru că sunt cantități foarte mari. De-aia își permit să facă magazinele alea foarte scumpe și foarte dotate. Deci începutul va fi fără bani, ca să înțelegeți. Deci, în orice business, nu contează în ce vă băgați, dar important este că ai investit foarte puțin bani la început, n-a avut riscuri așa mari pe locații sau pe... Da. Așa trebuie să începeți afacerile în ziua de azi. Cât mai puțin risc la început, până învățați meseria și învățați să vă puneți finanțele la punct. Că dacă nu aveți finanțele bune, nu o să aveți viitor pe afaceri. Ok, și o întrebare de final, ca un clișeu, da? Care a fost cel mai greu lucru din punct de vedere al business-ului pe care l-ai început și cum ai trecut peste până acum? Deci vorbim de haine. Pentru că ați văzut că în prezentarea mea, mai ales că Mirna lucrează cu noi de 4 ani, de 5 ani de la începuturi și ține tot departamentul financiar, ceea ce pe mine nu mă pasionează, dar ați aflat deja chestia asta. Pentru mine personal cel mai greu lucru ține de partea de mentalitate, de psihic, pentru că eu consider că asta e baza în orice faci, fie că ne referim pe plan profesional sau pe oricare alt plan. Faptul că pornești pe un drum nou și că ai niște riscuri, da, faptul că pornești pe un drum nou, un drum necunoscut, despre care nu știi foarte multe, chiar dacă tu ai învățat teorie înainte și ai încercat cumva să fii pregătit, niciodată nu ești suficient de bine pregătit și e foarte important să ai încredere în tine și în ceea ce faci. Pentru mine asta a fost cel mai greu, pentru că de multe ori simțeam că nu fac suficient, chiar dacă eu îmi făceam treaba, făceam tot ce îmi stătea în putință, pentru că nu apăreau rezultate imediate. Da, e foarte greu, trebuie să ai foarte multă răbdare și trebuie să crezi în continuare, chiar și atunci când pare că lucrurile nu merg. Crezi și să muncești. Și să muncești, exact. Și asta cred că a fost și este în continuare cel mai mare obstacol pe care trebuie să-l depășesc constant până am ajuns cumva la ceva palpabil, la ceva constant, la ceva care merge și fără să fiu eu implicată continuu acolo. De curând am aflat și eu de pe TikTok de sindromul impostorului, așa se numește, în momentul în care începi un business, pentru că nu ai suficient de multă încredere și sunt mulți oameni care vor critica ceea ce faci și te vor critica și pe tine, cumva o să simți că nu meriți prețul poate pe care îl cer pentru produsul tău. Și se pare că cer prea mult. Exact, exact. Și ai tendința ori să renunți, ori să îți subvalorizezi munca și să te subvalorizezi pe tine. Și atunci și asta e, tot spec falimente de ce oarecum. Da. Fie că renunți, fie că tot renunțat înseamnă. Da, da, pentru că e mentalitatea care te trage în jos și dacă nu și cum ai reușit să treci peste? Te-a ajutat cineva sau pur și simplu tu? În cea mai mare parte eu, pentru că având și cunoștințele de psihologie și mergând în continuare la terapie, adică mă dezvolt foarte mult pe partea asta personală, pentru că simt că am nevoie ca să construiesc tot ce îmi doresc eu să construiesc și atunci asta m-a ajutat cel mai mult. Partea de psihologie și partea de terapie, unde am învățat să mă cunosc mai bine pe mine, să învăț să am încredere în mine, să nu renunț orice ar fi, să nu mă dau bătută și să continui cu tot ceea ce am făcut și până acum și să îmbunătățesc tot ce pot. Chiar dacă greșești și te dai cu capul de pereți de foarte multe ori, pentru că se întâmplă, trebuie să continui, să te ridici și să continui, că altfel nu poți să crești, nu poți să ajungi să-ți împlinești tu cele mai mari dorințe pe care le visezi. Cam asta a fost cu Miruna și partea asta de business pe care a început-o ea acum un an, mă rog, din pandemie, pentru că s-a trezit, băi, am o grămadă de chestii de făcut și uite, acum am timp. Da, exact. Așa cum am început și eu partea de social media, cu e-book-uri, cu mai multe chestii, cu parteneriate. Deci o să ne revedem imediat cu concluziile din vlogul de azi. La revedere, Miruna, și noi ne mai vedem în continuare. Vă pup! Numărul 1. De orice ai vrea să te apuci, poți începe cu minimum de capital. Nu trebuie să faci investiții majore și riscuri, poți să te preocupi să-ți găsești clienții dinainte să investești în ceva major. Numărul 2. Durează foarte mult până creezi un cash flow la tine în firmă și până îți găsești clienții pe termen lung.
Deci trebuie să ai răbdare în procesul ăsta. Și trebuie, bineînțeles, să reinvestești cam tot ce faci la început, ca să-ți asiguri longevitate. Numărul 3. Trebuie să pui afacerea pe primul loc. Trebuie să te focusezi foarte tare pe ea și să o îngrijești ca pe un copil. Toată lumea știe cum plâng copiii, trebuie să te trezești și trebuie să-l îngrijești pe copil. Numărul 4. Trebuie să găsești oamenii potriviți cu care să lucrezi. Pentru că nu toți sunt de tine, nu clienții, nu partenerii și va dura până îi găsești. Nu te enerva, nu te impacienta, nu deveni trist sau tristă. Ai nevoie să rulezi niște oameni până să-i găsești pe cei care se potrivesc cu viziunea ta și planurile tale de viitor. Și bineînțeles să nu-ți fie frică să-i lași pe cei cu care ai lucrat în urmă, pentru că nu mai merge parteneriatul. Este aceeași lecție ca și cu prietenii. Dacă nu mai putem să mergem împreună în viitor, nu-i nimic. Lasă-i în urmă sau ei să te lase pe tine în urmă pur și simplu ca să ajungi acolo unde ți-ai propus. Și numărul 5, învață educație financiară. Învață ce faci cu finanțele tale, pentru că de finanțele tale depinde și afacerea ta și viața ta personală. Recomandarea mea este să fii 100% focusat pe afacere și pe îngrijirea ei, să o pui pe primul loc. Pentru că dacă ai grijă de ea, mai încolo când va deveni profitabilă, o să aibă ea grijă de tine. Și a doua recomandare ar fi să iei mâna asta, să o iei pe asta, să te uiți la butonul de like și să tai una super tare, pentru că suntem bărbați și dăm tare în butonul de like, spargem telefoane, facem revoluții pe data viitoare.